Curajoși. Deși v-ar fi fost poate mai ușor să vă refugiați și să vă exersați ca alții talentul oratoric într-un județ sau în altul, în care voturile sunt mai ușor de cules, ați ales să vă bateți în București. Apreciez curajul dumneavoastră de a vă prezenta în fața, poate, acelui mai exigent electorat din toată România. Sunteți oameni serioși și competenți. Fiecare dintre dumneavoastră are mai presus de calitatea de politician o meserie, o vechime în muncă și o carieră în serviciul public care îi face cinste. Sunteți și oameni de caracter, colegi, prieteni și parteneri de nădejde. M-am bucurat de susținerea dumneavoastră, liberali și social-democrați, la alegerile locale. Este datoria mea acum să vă întorc sprijinul. Și este ce voi face. Îl sprijin pe Titus Corlățean și garantez pentru el. Este un om echilibrat pe al cărui cuvânt te poți baza. Am încredere că, indiferent de turbulențele politice din țară, România va rămâne în lumea occidentală atâta vreme cât ministrul de externe va fi Titus Corlățean. Apreciez și faptul că, între două avioane, Titus și-a găsit timpul și pentru promovarea intereselor locuitorilor sectorului 1, dar nu numai a lor, sub forma actului normativ, prin care implicarea financiară a primăriei în reabilitarea termică va fi permisă și la locuințele de tip casă unifamilială.